Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Astăzi facem o citire atât pentru cei dintre voi care sunt singuri, cât și pentru cei dintre voi care sunt într-o conexiune sau sunt interesați de o anumită persoană. Pentru cei dintre voi care sunt singuri, avem grupul 1 cu acest oracol, Sibila 800. Grupul 2 și grupul 3 sunt pentru cei dintre voi care întreabă despre o anumită persoană sau sunt într-o anumită conexiune. Vă rog să alegeți cu ajutorul intuiției voastre. Găsiți aceste seturi de tarot, acest oracol și alte seturi de tarot și oracole, cursul de tarot intuitiv cu metoda taroterapia pe site-ul www.taroterapia.ro. Vă invit să luați de aici doar ceea ce rezonează cu fiecare dintre voi. Și este relevant în momentul în care ascultați acest mesaj. Să începem. Grupul 1, adică cei dintre voi care sunt singuri, avem pentru voi oracolul Sibila 800 și acest tarot viceversa. Ce sau cine apare în viața voastră în perioada următoare? Și avem aici o persoană care a stat la distanță o perioadă sau a trecut prin niște dificultăți, a avut niște probleme, relaționale și care poate intra sau reintra în viața voastră. Se poate ca pentru o parte dintre voi, persoana asta să fie cineva cunoscut. Se poate să știți niște detalii despre persoana asta sau să vă fi intersectat la un anumit moment cu această persoană. Haideți să vedem mai departe. Pentru unii dintre voi, această persoană poate să lucreze în domeniul sănătății sau poate să fie o persoană cu afaceri. Cineva care are de-a face cu comerțul, cineva care are de-a face chiar cu ceva tranzacții pe plan internațional, o persoană care s-ar putea să aibă un copil dintr-o relație anterioară, pentru alții dintre voi, persoana asta s-ar putea să fie ceva mai tânără. Explorăm în continuare. Avem aici un alt indiciu care se referă la cineva de la distanță, cineva văduv sau divorțat. O persoană care locuiește într-o casă destul de mare și mai vorbim aici despre cineva căruia îi plac animalele. O persoană care călătorește, se mișcă destul de mult în stânga și în dreapta. Mai avem aici o persoană care comunică destul de ușor, o persoană destul de vorbăreață. Avem următoarele indicii, date de naștere, 23, 21, 15, 7, 17, 30, 2, 24, 14. 9 sau 19. Haideți să vedem din tarotul viceversa ce detalii mai aflăm. Aici avem o persoană care, în prima parte a vieții sale, s-a lăsat purtată de fricile sale. Cineva care nu a luat taurul de coarne, cineva care a fost probabil mințit, înșelat, trădat și nu a avut curajul la acel moment să înfrunte situația, da, să ceară niște explicații. Persoana asta a trecut printr-o schimbare destul de mare la un moment dat. Așadar, în momentul ăsta, energia acestei persoane are legătură cu lucrurile spuse direct, cu situații clare. Persoana asta nu mai suportă ambiguitatea, persoana asta nu mai suportă indecizia. Persoana asta a învățat cât este de valoros să se prețuiască și să ceară întotdeauna versiunea adevărată de la celălalt.
Haideți să vedem și cealaltă parte a acestor arcane. Iată o persoană care a încercat să salveze partenerii sau partenerele din trecut. Cineva care făcea prea mult, se implica prea mult, lăsa prea mult de la sine. Cineva care, în loc să își susțină poziția, lăsa cumva capul în jos de fiecare dată și, din nou, iată în antiteză atitudinea prezentă, care se referă la o persoană curajoasă, o persoană destul de înțeleaptă, atenție, trecută prin multe și care a luat niște lucruri valoroase din acest trecut destul de zbuciumat. Avem aici pe cineva din Capricorn, Vărsător sau Leu sau Balanță sau Gemeni sau Taur. Haideți să vedem în continuare ce mai apare în legătură cu această persoană. Pentru unii dintre voi, persoana asta care pare să intre în viața voastră, s-ar putea să fie cineva din liceu, din facultate, o persoană pe care o admirați cumva de la distanță. Pentru alții dintre voi, persoana asta s-ar putea să aibă legătură cu ceva din sfera profesională. Și s-ar vedea aici o serie de întâlniri, o serie de ședințe, pot fi niște deplasări și ceva ce începe să prindă contur în urma acestor întâlniri. Avem aici o persoană care reușește să te scoată din stările tale de apatie sau de tristețe, ascultătorule. O persoană care poate să fie foarte glumeață, o persoană inteligentă. Mai cerem niște detalii. Iată și energia magicianului, cineva din Fecioară sau din Gemeni. Interesant că avem aici aceste arcane preponderent cu spatele, ceea ce înseamnă că întâlnirea cu această persoană s-ar putea să fie o mare surpriză pentru voi. Iată aici pe cineva de încredere, o persoană muncitoare, o persoană care prioritizează acele lucruri care aduc stabilitate și care o fac să se simtă în siguranță. Este o persoană care planifică, nu este o persoană care trăiește la întâmplare. Și de asemenea, iată aici un ciclu complet, de la 1 la 21, adică orice este posibil în urma acestei întâlniri. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Grupul 2, adică cei dintre voi care au ales tarotul viceversa și analizăm împreună ce ar putea să apară între tine și persoana care te interesează în perioada următoare, care este energia conexiunii voastre. Haideți să vedem. Aici avem o persoană care se pregătește de ceva. Ceva se anunță repede, pe termen scurt. Haideți să obținem niște detalii. Și de asemenea foarte multă energie masculină. Așadar, energia masculină se pare că pune la cale ceva. Aici avem fie pe cineva din Leu, Berbec sau Săgetător, fie pe cineva din Rac, Scorpion sau Pești.
sau persoane care interacționează cu cineva dintr-un semn de apă sau cu cineva dintr-un semn de foc. Cineva are de gând să facă ceva și acest ceva are legătură cu a schimba o anumită stare, a schimba o anumită situație. Așadar, ceva urmează să fie înlăturat. Haideți să vedem ce urmează să fie înlăturat în această conexiune. Cineva încetează să mai stea în rolul victimei. Cineva renunță la lamentare și renunță la acea poziție extremă de neputință. Cineva pare să se trezească după un soi de vis urât. Așadar, un soi de coșmar pe care îl putem traduce de fapt ca niște evenimente neplăcute din viața acestei persoane care creează un efect în el sau în ea și atunci trebuie ca această situație să fie abordată direct, frontal. Haideți să vedem mai departe. Iată, ceva ce fusese tăinuit, ceva ce fusese ținut cumva sub lacăt, s-ar putea de asemenea să iasă la suprafață. Avem până acum de asemenea pe cineva din Capricorn sau pe cineva din Rac, o atitudine interesantă a cuiva care trebuie neapărat să se îmbrace în adevăr. S-ar putea să aveți în perioada următoare niște declarații, așa cum nu v-ați fi așteptat, din partea acestei persoane, care simte că este de datoria sa să spună niște lucruri într-un anumit fel sau într-un anumit moment. Parcă persoana asta își pregătește de asemenea un discurs în legătură cu tine, ascultătorule, și iată din nou această idee că ceva se grăbește, da? Către voi. Da. O persoană care a pierdut niște lucruri sau care riscă să piardă niște lucruri sau care riscă să piardă o conexiune. Cineva părea că doarme și nu observa ceea ce se apropie. Și totuși, această persoană constată că a sta în siguranță presupune să deschidă ochii, presupune să abordeze această situație cu mult curaj și, haideți să vedem în continuare ce mai apare. Interesant acest 10 de cupe cu 4 de cupe și cu această arcană a adevărului. Așadar, există niște riscuri vis-a-vis de pierderea conexiunii cu tine, ascultătorule. Există niște riscuri pe care persoana asta începe să le perceapă din ce în ce mai clar, din ce în ce mai ascuțit. Adică ceva începe să înțepe această persoană. Sunt niște lucruri intolerabile pentru el sau pentru ea. Probabil că legătura voastră este suficient de strânsă, suficient de puternică, astfel încât această persoană să nu dorească să-i dea drumul. Sau ceea ce speră această persoană de la conexiunea cu tine, ascultătorule, este suficient de colorat și suficient de apetisant încât el sau ea să vrea să dea în continuare șanse, să vrea să rostească lucruri care au sens pentru amândoi și să renunțe la această atitudine de neimplicare, da, să mai lase în spate apatia sau pasivitatea. Se anunță o călătorie pentru unii dintre voi, se deschid niște căi noi de asemenea, ceva vești care vin de la mare distanță. Haideți să vedem în continuare.
în energia ta, ascultătorule. Parcă nu te mai impresionează foarte multe lucruri. Cu aceste remiți ar putea să te fi obișnuit, să fii pe cont propriu, să nu mai aștepți ca această persoană să facă ceva îmbunătățiri sau să nu mai aștepți ca această persoană să se întoarcă. În atitudinea ta apare un soi de resemnare, în atitudinea ta apare și o stare de bine care se leagă de a nu mai investi la fel ca înainte, a nu mai purta cu tine toată suferința pentru dezamăgirile apărute pe parcurs, a nu mai aștepta de la această persoană mare acusarea. Mă întreb cum rezonează cu voi și vă rog, ca de obicei, să-mi spuneți în comentarii. Ați căpătat acum o perspectivă mai luminoasă și mai înțeleaptă. Aveți acum alte puncte de vedere și pare că în momentul ăsta aveți și alte priorități. Și cred că o parte dintre voi au înțeles foarte bine cum stau lucrurile atunci când vine vorba despre rolul bărbatului versus rolul femeii, cine se implică și cum se implică, cine ce aduce, în ce măsură lucrurile sunt echilibrate într-o relație, în ce măsură a vorbi se combină cu a face, a acționa, da? Pare că în momentul ăsta voi sunteți așezați pe acest tron care ar putea indica de fapt un spațiu de siguranță, un spațiu de centrare, un spațiu de putere interioară. Și pare că persoana asta, uitându-se către voi, are un soi de revelație. Adică voi, până la un anumit moment, ați așteptat ca el sau ea să se schimbe, după care ați realizat că cine trebuie să facă cu adevărat schimbarea și cine trebuie să schimbe poate direcția, de fapt, sunteți voi. Ceea ce v-a încărcat cu această putere suplimentară, ceea ce v-a poziționat diferit. Și deci persoana asta este extrem de mirată de ceea ce se întâmplă acum. Haideți să vedem în continuare ce mai apare aici. Din nou, clarificări peste clarificări, este ridicată această sabie care urmează să taie orice urmă de confuzie, orice urmă de neadevăr. Lucrurile ajung să fie echilibrate, fiecare își culege rezultatele în baza a ceea ce a investit. Asta e foarte interesant pentru că o parte dintre voi, mai ales cei care au suferit în trecut, acum veți avea parte de niște recompense. Și vorbim aici de asemenea despre cineva din balanță sau cineva care interacționează cu un semn de aer sau o interacțiune dintre două semne de aer sau o interacțiune dintre un semn de aer și un semn de pământ. În continuare, avem aici o situație care până acum vă speria și care parcă începe să nu mai pară deloc periculoasă, adică ce v-ați închipuit voi ca fiind foarte rău, amenințător, de fapt începe să se îmblânzească. Asta poate să aibă legătură, de exemplu, cu niște atitudini ale cuiva, da? Cu niște comportamente ale cuiva, lucruri care pot fi rezolvate, iată, prin comunicare. Ceva dialoguri purtate la o masă, o serie de discuții care pot să aducă foarte multă valoare între voi doi și momente de întâlnire, momente de senzualitate, momente de bucurie a simțurilor pentru amândoi. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu
și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 3, cu cei dintre voi care au ales tarotul Wheel of the Year și vom explora împreună ce apare în perioada următoare în această conexiune între tine și persoana care te interesează. Cineva care vrea să participe la ceva, cineva care vrea să dea o mână de ajutor, cineva care parcă renunță la zgârcenie sau la indisponibilitate și trebuie să vină cu ceva. Haideți să vedem în continuare. Iată o persoană care se pune serios pe treabă pentru că a avut parte de niște discuții neplăcute, a avut parte de niște momente tensionate, a simțit că e pe cale să piardă, de exemplu, jobul, de exemplu, niște conexiuni importante sau relația cu tine, ascultătorule, deja apar niște elemente care seamănă cu acele elemente de la citirea de la grupul 2. 2 de 4, ceea ce înseamnă că voi ați avut sentimentul ăsta că lucrurile prea stau pe loc, că lucrurile sunt cam plictisitoare, că nu obțineți ceea ce vă doriți, că poate nu trageți amândoi în aceeași direcție și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Haideți să vedem în continuare. Cineva se simte foarte înfrigurat, nepregătit. Parcă a plecat de acasă fără hainele corecte pentru vremea pe care o are de înfruntat. O persoană care simte durere foarte puternică, o persoană care simte chiar dureri în corp. Ele au legătură cu o ceartă foarte puternică sau au legătură cu ceea ce vă spuneam la începutul citirii. Și anume, persoana asta s-ar putea să-și facă niște gânduri negre, s-ar putea să se uite așa în depărtare și să se aștepte la ceea ce este mai rău, iar asta îi provoacă suferință. E ca și cum idealul acestei persoane ar fi fost acest 10 de monede, adică o relație stabilă, serioasă, oficială, cu toate resursele la îndemână, dar ceea ce trăiește acum această persoană este un soi de umbră a acestui ideal. Sau poate că persoana asta tot așteaptă momentul să poată să se manifeste complet, să se exprime cum trebuie. Adică simt că el sau ea ar avea niște blocaje și că se agață de ideea asta că, da, urmează ceva mai bun și că ceea ce se întâmplă acum nu e foarte relevant. Pentru că, nu-i așa, undeva în perspectivă lucrurile trebuie să se corecteze, da? Trebuie să vină și acea surpriză plăcută pentru el sau pentru ea. Haideți să vedem în continuare. Iată figura împărătesei, un 3 de bastoane. Avem de mai multe ori cifra 3 și aici s-ar putea să avem un mesaj pentru cei dintre voi care sunt în triunghiuri amoroase. Și mesajul ar fi: aveți nevoie în perioada asta să renunțați la prea multele scenarii, mai ales cele care, iată, vă consumă, cele care vă fac rău, și să vă luați în grijă așa cum ar face-o această împărăteasă. Adică să aveți grijă de voi, de corpul vostru, de interiorul vostru, să fiți blânzi și generoși cu ceea ce se întâmplă, da? Să nu vă acuzați și să nu vă învinovățiți prea mult în perioada asta, pentru că vin și vremuri mai bune. De asemenea, apare aici și o persoană din balanță, Capricorn, Taur, Vărsător,
De asemenea, avem aici pe cineva în leu sau fecioară sau săgetător. Haideți să vedem în continuare ce se anunță aici, în această conexiune. Un turn care este urmat de un as de cupe și de către un papă. Adică, o situație care este extrem de fragilă sau nesănătoasă în acest moment s-ar putea să fie ruptă, dărâmată, dată la o parte. Ceea ce apare este un nou început și, de asemenea, o uniune. O uniune oficializată. Adică, pentru unii dintre voi, s-ar putea ca finalul acestei conexiuni să însemne o poartă foarte mare deschisă către un nou partener cu perspective foarte serioase și cu sentimente reciproce foarte profunde. Pentru o altă parte dintre voi, turnul ăsta poate să însemne o separare temporară care zguduie atât de mult această persoană, încât întoarcerea sa este una pe bune de data asta. Adică nu mai vrea să acționeze superficial cineva care odată cu acest turn chiar își integrează lecția. Chiar ia de acolo ce are de luat și chiar aplică într-un mod foarte practic aceste lecții. Așadar, vorbim aici despre persoane care au o șansă, o șansă reală la a se reașeza în propria viață, a se reașeza în această relație. Avem aici pe cineva din Taur, din Berbec sau Scorpion. Haideți să vedem mai departe. Avem aici pe cineva care visează, o persoană căreia este foarte dor, o persoană care devine mielușel la distanță sau în absența ta, ascultătorule, o persoană care simte să se joace, să fie copilăroasă, să spună tot felul de chestii haioase, da? Să facă tot felul de giumbuș lucruri, sau o persoană care încearcă să-ți intre în voie făcând tot felul de glume, da? Utilizând umorul ca armă principală pentru a te îmbuna. Oare cum rezonează cu tine, ascultătorule? Haideți să vedem mai departe. Un nou de cupe, o întâlnire între mai multe persoane care sărbătoresc ceva. Ceva este vindecat, speranța este recăpătată, ceva este în gestație. Pentru unii dintre voi avem o sarcină care se anunță aici. Mesajul principal al acestor cărți ar fi că pentru o parte dintre voi, persoana asta pare să se întoarcă schimbată, iar lucrul ăsta pare să se întâmple destul de repede. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine!